Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Ei bine, astăzi este vineri și cică e ziua școlii sau ceva și se fac niște activități la școală. Eu n-am fost toată săptămâna la școală, deci nu știu, habar n-am. Fac acest vlog pentru că am un vlogging rig nou, l-am luat pentru YouTube, să facem vlog pe acolo și pentru mai multe vloguri pe viitor, pentru că această cameră mi se pare mult prea grea pentru daily vloguri. Și da, aș vrea să scrieți în comentarii cu ce credeți că am filmat acest vlog. Momentan este ora 2, nu, momentan e 1:30, ora 3 trebuie să fiu la școală, n-am niciun chef și după o să mă văd cu cafea, nu știu, o să mai stăm. Vreau să facem niște poze, numai că eu am căcatul ăsta în barbă și nu pot să fac poze pentru că n-ar avea rost. A, uite, hai să vă fac așa un sneak peek la ce o să mai postăm pe canal. Așa, deci stai că nu mă pun așa. Deci o să facem review la mouse-ul ăsta. Este un mouse de la Marvo M314. Este un mouse care costă 42 de lei. Pentru că toți mi-a sărit în cap că fac review-uri la chestii scumpe. Și am zis, bă, hai să nu mai fac review-uri la chestii scumpe. Și am vorbit cu băieții de la PC Coolers și mi-au dat cel mai ieftin mouse pe care îl au, cred. Și pot să spun că, pot să vă spun de acum că e destul de ok mouse-ul ăsta. Și da, eu nu sunt sponsorizat de ei sau ceva, o să fac un video legat și de chestia asta. Ia chiar hai să vă arăt cum e mouse-ul ăsta, ia. Uite. Practic e multicolor, așa, vedeți? Uite ce mișto e. Man, pentru 42 de lei e ok, adică n-ai de ce să te plângi. Și da, cred că o să închid aici partea aceasta de vlog și o să ne vedem noi când o să ies eu de la concursul ăla, nu știu ce dracu trebuie să fac pe acolo. Deci acum ne îndreptăm spre parcul Kiselev și o să mergem și o să stăm acolo, să facem niște poze. Poze? Ce e aia poze? Nu știu ce e aia poză. Și trebuie să mai filmăm pentru să fac anunțul ăla că o să ne vedem la YouTube sau ceva de genul și că o să facem giveaway. Ăla gen că nu știu, ne vedem undeva. Da, că summer. Da, și o să fie mișto. Mai e doar o persoană în Piața Victoriei și restul scaunilor sunt puse cu dar. That's sad, bro. Sad as fuck, bro. Se mai întâmplă. E. Camera în copac sau sal? Am filmat anunțul și da, deci dacă vreți și voi să câștigați un bilet la YouTube, e gratuit. Doar dacă sunteți din București, aveți un link în descriere de Glim și faceți tot ce se face pe acolo și vă înscrieți. Ne înscriem? Bilet gratis? Vrei să câștigi? Stai, nu, hai să facem un sketch de la. Auzi, auzi, nu te supăra. Vrei să câștigi un bilet? Vino încă. Nu, 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 nu. Nu pleca. Vrei să câștigi un bilet gratuit la YouTube? Cine ești, mă? Vă pleacă, mă. Ok, cu aia, stai, stai. Vă plouă? Nu, dar stau aici. A, și plecați sau? Nu, că plouă. Așa că vrei un bilet gratuit la YouTube. Dar ce trebuie să fac? Ei bine, ai un link în descriere și dacă intri pe el și faci tot ce scrie, poți să câștigi. Pe bune? Pe bune, garantat. Holy shit. Nice. Unde? Unde? În descriere? Da. Imediat. Păi deschide jos, nu? Ok, deci am ajuns și eu acasă acum și stăteam la PC și am editat o poză foarte mișto pe care am făcut-o în parc, hai să vi-o arăt. Asta i-am și postat-o pe Facebook, mergeți aici și dați un like. Respect, respect, colo. Și da, n-am făcut mare lucru. Deci da, vă mai zic o dată, dacă vreți un bilet gratuit la YouTube, aveți un link în descriere de Glim. Faceți acolo ce trebuie și aveți șansa să câștigați. Nu știu, m-am gândit că ar fi destul de tare să vă ofer și vouă un bilet gratuit dacă nu puteți ajunge sau ceva de genul. Mă rog, extragerea o să fie random. Dar nu știu, zicem, dacă câștigi, poți să te duci la un prieten, poți să vinzi biletul, poți să faci orice vrei tu cu el odată ce îl primești.
și țineți minte că e doar din București. Bă, sper că v-a plăcut vlogul acesta cu vlogging rig-ul meu nou. Spuneți-mi ce părere aveți și dacă vă place cum se vede. Mie îmi place foarte, foarte mult și e mult mai ușor să-l țin. Și să-mi scrieți în comentarii cu ce credeți că e filmat acest episod. Cu ce cameră și da. Cam asta e episod. Eu am fost Gami, noi ne vom vedea data viitoare. Pa!